Vamă, poștaș. Și a patra poveste este emoția pe care ți-o transmite cartea poștală. Propria ta poveste, interpretarea cărții poștale. Este un lucru deosebit. E, și iată că Mihnea deja mi-a dat acces. Pot să dau share screen. Astea sunt niște lucruri cum ai închid. Mă scuzați, e prin desktop-ul. Ok, se vede? Da. Da? Bun, orice artist are desktop-ul plin. Este un haos controlat, eu știu fiecare lucru. Uitați, aici sunt împărțite foarte bine pe zone, să zic. Așa. Și ce vreau să vă arăt? Bun. Acesta este designul unei cărți poștale din seria cu steagul, seria pe care pe noi ne-a făcut, să spunem, foarte cunoscuți în lume. Există mulți colecționari, cum a spus și Mihnea, și atunci eu sunt și grafician și pasionat, bineînțeles, de multe informații din enciclopedii de mic copil. Și atunci am zis că o carte poștală trebuie să fie un design frumos, estetic, dar să fie bogat în informații. Și atunci am venit cu o coloană în dreapta, în stânga, unde se vede harta, poziționarea și câteva date minimale, și în partea de jos lucruri fascinante, lucruri unice, faimoase și un pic despre istorie. Fix ca într-o enciclopedie. Și practic o carte poștală cu o țară este o filă dintr-o enciclopedie, această serie de cărți poștale. Bun, și asta ne-a făcut pe noi cunoscuți. De asemenea, Mihnea a avut o contribuție imensă, el găsind tipografia care la ora actuală avem dintre cea mai bună calitate. Voi reveni la voi reveni și la tipul de hărți, de steaguri, hărți și exact. Vom reveni despre ele în discuția. Și acest al doilea model este cu exploratori. Observați, există în imagine, probabil mi se vede cursorul, Da. Ok, aici este acest model de carte poștală. Nu este o carte poștală tradițională, cum o știm noi, multi-view sau o singură imagine cu branul sau așa. Sunt altfel concepute pentru a fi colecționabile. Și oamenii de peste tot de pe planetă își cumpără două, trei cărți poștale, le primesc, una colecționează goală, altele le trimit în țara de origine la un prieten sau o persoană pe care o cunosc pe internet să-i o trimită înapoi ștampilată. Și atunci are o valoare suplimentară. E un lucru interesant. Bun. Aici lucrez eu, la grădinița din pădure, Karin Schiz Academy. Noi avem o cascadă, căsuță Hobbit, căsuță în copac. E un loc deosebit. Și vreau să vă spun că bine, noi ne jucăm prin joacă și învățăm prin descoperire. Poate o să facem un workshop suplimentar dacă sunteți interesați. E un loc fascinant și învățăm prin propriile experiențe. Integrăm și educația financiară, chiar de la vârstele mici, 4-5 ani. Bun, și am folosit cărțile poștale în educație. Asta este de anul trecut, dar la fel este imaginea și astăzi, la cascada noastră, a venit zăpada, totul s-a înghețat, lucrurile se schimbă în permanență și acesta este un proiect cu un mamut de 4 metri, ce l-am făcut noi acum câțiva ani și ne-am gândit cândva să facem și un astfel de set colectabil prin cărțile poștale, să ai piesele decupabile pe cartea poștală și în timp le colecționezi și îl faci. Ce vă spuneam despre diferitele povești ale unei cărți poștale, pot să fie mai multe mesaje în același timp și noi chiar avem o amică care mereu scrie în oglindă, la fel ca Leonardo da Vinci, și lumea când aude de acest lucru, vreau și eu o carte poștală de la tine și se leagă multe prietenii. Bun, aici am primit eu pe adresa grădiniței mai multe cărți poștale diferite și le folosesc în educație. Le pun pe jos sau la masă unde stăm noi și discutăm asupra lor. Și copiii sunt fascinați. Cum această carte poștală a fost în mâna unui om din Australia și a ajuns la mine? Poate a fost atinsă și de un cangur, a fost remarca unui copil. Le studiază cu mare atenție și astfel li se trezește interesul. Sunt stimulați prin propria curiozitate să descopere lucruri. Iată, aici în imagine este un obiect mic, e un coșuleț împletit dintr-o frunză de papirus. Și a zis, wow, ne-au trimis egiptenii ceva? A fost un lucru fascinant. Iar din Hawaii am primit un plic care conținea harta
insulei Kauai, aici cu albastru, locul în care se afla școala respectivă, culmea că, deci prin platforma post-crossing, faci schimburi la întâmplare cu oameni. Dar persoana respectivă care a extras numele meu din algoritmul platformei lucra și dânsa la o școală și mi-a trimis nisip de pe insula din Hawaii. E, așa, iată, am ajuns cu toții în Hawaii. Foarte tare. Și am mai primit diferite bombonele, plicuri cu ceai, acelea sunt mult apreciate și, bineînțeles, le-am scris și noi înapoi. Astfel, noi putem să dezvoltăm copiilor această latură multiculturală, de a transmite lucruri bune și la fel, când primeam eu cărți poștale în cutia poștală, era un lucru fascinant că zilnic aveam un zâmbet, aveam o bucurie, primeam gânduri bune de undeva, din Cehia, din Japonia, din Kamchatka, din Rusia, foarte, foarte frumos. Și am primit o carte chiar și din Gibraltar și când m-am dus la o întâlnire cu mai mulți pasionați, erau uiți. Mie nu mi s-a părut ceva banal, dar aparent foarte puține persoane trimit cărțile. Dar și-au spus, aici e o raritate. Abia atunci am aflat ce aveam în mână. Bun, și aici învățam pe copii cum să trimită cărți poștale, să măsoare cantitatea plicurilor. Implică și matematică, care este valoarea timbrului. Sunt mai mulți factori foarte interesanți. Copii care nu știau să scrie la moment au trimis o inimioară și i-am ajutat eu să scrie mesajul. Iar în această imagine este o întâlnire de ziua lui Mihnea, la mulți ani încă o dată, îl cheamă și Nicolae și ieri a fost ziua lui de naștere, dublă sărbătorire. Bun, și aici eram într-un meeting cu diferite persoane din India, din, că sunt foarte multe, Norvegia, Polonia, Rusia, Olanda, Germania, foarte multe țări, ne întâlnim, mai stăm de vorbă, ne simțim bine și aici în centru este Rick, prietena noastră din Amsterdam, ne-a invitat anul trecut la ea acasă și astfel, iată, nu doar am văzut cartea poștală, chiar am și fost acolo și ne-am plimbat, ne-am distrat împreună. Întrebări dacă aveți, vă sunt la dispoziție acum, pentru că urmează să mă duc la activitatea cu copiii, dar vă poate răspunde Mihnea oricând mai târziu. În bază de voluntariat, toată lumea pune întrebări. Săriți. De unde ați primit cea mai frumoasă carte poștală sau cea care v-a atras atenția cel mai mult? Uite, este la moment. Este ca și, nu știu, ca tortul. Adică mereu următorul tort va fi ăla mai gustos, la fel și în cazul cărților poștale. Wow, astăzi am descoperit, asta e cea mai tare. Și mine primești, asta e cea mai tare. Dar uite, acum îmi vine imagine, în minte vizual, văd o imagine, am primit-o din Taiwan, de la o domnișoară. Era o pisică desenată pe spate, dar în costum tradițional românesc, în ie. Dar foarte frumos, din acela de Franța, plin de detalii. Și eu am rămas surprins, mi-a trimis o pisică, ei sunt un pic, mă rog, trendul lor cu pisicile în Taiwan. Da. Și foarte tare, mi s-a părut extraordinar. Dar ea ce făcea? Interesant ce făcea. Când primea o adresă, o anumită țară, se interesa de țara respectivă, care e portul tradițional. Și ea la toate persoanele, de peste tot unde trimitea, oriunde în lume, făcea pisica plus portul din țara respectivă să îl facă pe acel om să se simtă bucuros că a primit ceva, culmea, cu un detaliu din propria țară, dar de departe. Foarte fain. Și mi s-a părut interesant, uite, acum mi-amintesc, tot așa legat de apartenența de a fi român, din Crimea am primit o carte poștală scrisă în limba română, din Ucraina și de departe din Brunei, din insulele Borneo. Wow, insula Borneo, wow. Deci, sunt multe. Da. Da. Și am corespondat 800 de cărți poștale oficiale și mai multe schimburi neoficiale pe platforma respectivă. Mihnea, cred că a depășit 10.000. Alte întrebări? Nu mai am, doar mi se pare foarte interesant că aveți curajul să corespondați cu oameni din alte colțuri ale lumii și mi se pare foarte fain. Da, cred da. Că ai nevoie de puțin curaj totuși. Nu știu, poate că e doar o carte poștală, dar
momentan am puțin anxietate, chiar dacă este înscris. Ok, ok. Să știi, e vorba nu neapărat de a fi, da, puțin curaj. Primul pas, totul este greu înainte de a deveni ușor. Mama i-a mai trimis câteva surprize și de ziua ei și s-a părut fascinant. Ea l-a mai trimis de vreo 20-30 de ani cărți poștale și am spus, uite, îți fac cont, nu știu să folosească calculatorul, dar îți dau eu adresele, îți spun cine e persoana și tu îi trimiși ce vrei, pentru că îi vezi profilul și poți să îl bucur mai mult, că fiecare scrie acolo ce îi place. La fel ca tine, nu știa, deși, na, femeie în toată regula. Și ușor, ușor, și-a dat drumul și e foarte ușor. Și uite, spre exemplu, poți folosi numerate moduri. Tematica botezului băiatului meu a fost pe călătorii și am rugat mai multe persoane de pe glob să scrie la mulți ani. Sau ce vrea persoana respectivă să facă băiatul meu noar când va fi mare. Și după aia am pus toate pinurile pe hartă cu urările care au venit de peste tot din lume pentru el și a fost frumos. Și urmează să îi le citesc în curând, că va fi capabil să și citească. Foarte interesant. Despre George trebuie menționat la fel de bine că el a primit o ofertă de colaborare de muncă din insulele Borneo. Da. Un cetățean de acolo a văzut un video făcut de George cu copiii și i-au spus că îi plătesc cazare, masă și cort, probabil, dar este un pic cam departe insula respectivă de România. Și la fel de bine, băiatul lui George, numele lui este Noar. Are o poveste și despre nume, George? Da, este un nume inventat, e singurul de pe planetă cu acest nume. Înseamnă lumină nouă. Am o altă curiozitate, originea cuvintelor. Și am mers pe lingvistică, nou, vine de la cuvântul nou sau nor, care înseamnă tot nou în limba armeană, am descendență și germană și armeană pe limba română, și ar este silaba proto-indo-europeană pentru lumină. Așadar, pe el îl cheamă lumină nouă. Deci, după cum vedeți, omulețul este dus cu capul, altfel nu s-ar fi băgat în desenat cu cărți poștale. Și de-aia, pare că, știți cum e, în fiecare situație de genul ăsta trebuie să fie și o doză de nebunie, dar nebunie din asta frumoasă. Ei bine, noi o avem din plin. Alte întrebări pentru George, dacă mai aveți, că el în câteva minute va trebui să plece. Eu nu mai am, îi mulțumesc mult că mi-a răspuns la cele două curiozități. O să dacă mai avea întrebări, puteți să-i spuneți lui Mihnea și eu vă răspund oricând ne auzim. Bine, vă urez o zi frumoasă. Mihnea, spor de bătaie. La revedere! La revedere! La revedere! Ok. Da, foarte interesantă abordarea lui George. Ne știm deja, deci din 2016 a fost fondată compania. O să vă share-uiesc un pic câteva imagini, am pregătit o mică prezentare. Apropo de frica aceasta de a scrie, îmi place ideea să o abordez. De ce? Anxietate, ok, față de necunoscut. Dar la fel de bine, trebuie să ne gândim, este o bucată de hârtie care pe ea duce niște gânduri. Bucata respectivă de cartea poștală ilustrată, așa cum e ea acum la început, nu a fost carte poștală ilustrată, era doar cu mesaj scris. Prima carte poștală a fost trimisă în 1869, din greșeală, se poate spune, s-a inventat, și anume un cetățean din Viena a scris unui cetățean din Berlin că îi datorează niște bani împrumutați și ăla uitase să îi trimită banii înapoi. Anul trecut s-au împlinit 150 de ani de la trimiterea primei cărți poștale din lume, dar să vă spun două, trei vorbe despre mine. Eu, Mihnea Răducu, 44 de ani ieri împliniți, după cum l-ați auzit pe George, după terminarea facultății, bine, în clasa a noua eram ferm convins că voi urma facultatea de farmacie, specialitatea inginerie genetică. În clasa 11 m-am îndrăgostit și, bineînțeles, persoana respectivă a zis că dă la drept, până atunci dădea la ASE. Prin urmare am zis că și eu trebuie să merg la drept să fiu cu ea. Ea a intrat în primul an, eu am stat acasă, am picat primul sublinie, există. În al doilea an am intrat și eu, dar ea între timp deja era în altă parte. Am terminat facultatea de drept și, nu e așa ca orice bun cetățean care termină facultatea de drept, m-am angajat la Coca-Cola, agent de vânzări.
timp de 4 ani de zile am lucrat în vânzări în Coca-Cola și după ce am trecut la marketing Coca-Cola, a fost o oportunitate, după care, după alți 2 ani, care unul din ei am fost întins la maxim între toate supermarketurile și hipermarketurile, Carrefour, Metro, Cash & Carry, toate cele, răspundeam de cei care aranjează marfa la raft. După un an de zile responsabil de mercantizarea în magazine, am ales să trec în piața Pharma, în marketing, unde am stat 13 ani în de Pharma, în Gedeon Richter și în Ipsen Pharmaceuticals, 13 ani de zile în poziție brand manager și product manager. Din 2016, de fapt din 2012, m-am lăsat de fumat și am zis că trebuie să fac ceva, să-mi ocupe timpul în mintea mea. Și m-am apucat de colecționat. Inițial am trecut un pic prin colecționatul, mi-am descoperit colecția de timbre din copilărie, mi-am dat seama că timbrele sunt foarte scumpe și am trecut în zona de cărți poștale, a fost doar un pas, ajutat fiind și de un concurs al poștei. Eu am un băiat în prezent, are 14 ani, atunci băiatul meu era în clasa a patra și concursul poștei se numea Prin cărțile poștale vezi lumea. Trebuia să strângi cărți poștale pe perioada vacanței de vară și să câștigi un premiu sejur cazare în spațiile Poștii Române din România. Bineînțeles că am câștigat premiul 1, 2 și 3 și practic atunci a fost momentul de explodare al colecționării de cărți poștale. Colecționând cărți poștale am văzut că lipsește ceva și anume tematica steaguri, hărți și steaguri. Foarte mulți oameni colecționează hărți și steaguri. Ei bine, steagul României nu exista. Și am zis în momentul ăla, ok, trebuie să-l facem. Am făcut un steag al României foarte simplu, dar îl vedeți aici în imagine, pe modelul arătat și de George, deci fără informații inițial, după aceea am adăugat informații. Am văzut că a plăcut, s-a prins la lume, am dat și mai departe, steagul Germaniei, steagul Chinei și așa mai departe. Și după aia a fost un pas făcut spre deschiderea business-ului de care ne ocupam în weekend, după care din 2018 mă ocup exclusiv de acest business. Deci am scos această statistică din chestionarul completat de voi. Sunt în auditoriu sau în cei care s-au înscris pentru participarea la acest workshop. Sunt 33%, 34% din persoane care nu au colecționat nimic. Probabil că au colecționat, dar nu și-au dat seama că ei colecționează, cât și o colecție de, nu știu, pixuri, dacă ai, tot colecție se pune că este. Iar asta cu colecționatul este un pic, face apel la omul jucăuș și de-aia suntem noi, bine, și animăluțele se joacă, dar noi suntem și mai și decât ele, că noi dăm și bani pe jucării. Animăluțele doar le primesc sau își inventează din orice. O să trecem un pic prin mai multe poze, deci nu vă speriați. Despre Postcrossing, a spus George de el, această platformă Postcrossing, pe care dacă doriți puteți să o folosiți, este gratuită și vă ajută să treceți și de episoade de posibilă anxietate, precum a colegei Larisa, am reținut numele. Ce se întâmplă? Intri pe această platformă, îți faci un cont cu o adresă de mail și cu o parolă, îți pui adresa ta fizică. Dacă ai o teamă de hoți, vandali, huni, tătari și alte națiuni, poți să-ți iei o căsuță poștală de la poștă, să o închiriezi, sau poți să primești la oficiu poștal numele tău și mențiunea post-restant. Deci există și această variantă. Post-restantul înseamnă că stă în poștă 7 zile și tu trebuie să te duci odată la 7 zile să întrebi: bună ziua, aveți ceva pe numele cutare? Da, poftiți. E un serviciu oferit de poșta română. Te înscrii pe site cu adresa. Sistemul, site-ul în sine, îți furnizează 5 adrese random din lume. Poate să fie din India, din China, din Rusia, din Germania, din Statele Unite, unde tu trebuie să trimiți 5, câte o carte poștală la fiecare adresă. Se începe cu 5 și se crește gradual în funcție de experiența căpătată. Eu în momentul de față am undeva la, aici este, 1722 trimise, 1700 primite, asta în sistemul oficial. Adică îi spunem noi, Postcrossing oficial, acel
post-crossing nesolicitat. Există și swap-uri directe, schimburi directe, în care găsești un cetățean din Costa Rica și vorbești cu el, tu îi trimiți o carte poștală din România și primești o carte poștală din Costa Rica. Am primit întrebare care carte poștală este cea mai valoroasă. Frumusețea stă în ochii privitorului și dacă pentru noi o carte poștală exotică poate fi considerată cea din Tristan da Cunha, este o insulă undeva în mijlocul oceanului, departe de orice, la egală distanță de Brazilia și de Africa de Sud, sau de Trinidad Tobago, ei bine, un cetățean din Nicaragua, o carte poștală din Trinidad Tobago, nu reprezintă mare lucru, că sunt apropiate una de alta. Dar contează foarte mult cum vezi tu cartea respectivă poștală. Asta este interfața post-crossing-ului. Practic, îți faci acest cont. Eu, în momentul de față, pot să trimit 43 de cărți poștale, mai am de trimis 9, că au ajuns la destinație și s-au înregistrat. Pe măsură ce le înregistrezi, sistemul îți dă altă adresă și tot așa, și tot crește. Și primești cărți poștale din temirce colțuri ale lumii, nu știi de unde le primești. Asta e partea frumoasă. Aici este aproape singura mea formă de advertisement. De dimineață am făcut acest print screen și este reclamă la, fix la site-ul meu. Este Google Ads și este strict țintită pe platforma post-crossing pentru că acolo sunt colecționare de cărți poștale. Deci dacă doriți să vă înscrieți, n-aveți decât să o faceți, sunt sigur că veți avea experiențe faine. Despre noi, am făcut eu, am scris 2 ani de zile la rând, la fiecare 2 luni am scris mail-uri către Poșta Română și către Romfilatelia, instituția care emite timbre în România, cerând un timbru post-crossing, dedicat post-crossing. Într-un final, cei de la Romfilatelia mi-au răspuns și am avut acest timbru dedicat post-crossing. În momentul de față, dacă intrați pe site-ul Romfilatelia, veți vedea că Paolo Magalhaes este cel care a fondat post-crossing-ul, iar Mihnea Răducu este subsemnatul. Suntem la baza timbrului respectiv. Foarte interesant, apropo de acest post-crossing, sunt întâlnirile cu colecționarii și ele pot fi, bineînțeles, naționale, în România, unde poți găsi și sunt câțiva colecționari și în România, dar și internaționale. Pentru că simțeam nevoia să fac ceva ieșit din comun și să scot România în lume și să pun pe harta post-crossing-ului, am căutat un pic și am văzut că nu există nicio întâlnire făcută într-un tren în mișcare. Cum ne era foarte la îndemână trenul București-Ploiești, nu-i așa? Am zis, gata, o facem. A fost prima întâlnire de post-crossing într-un tren în mișcare. După aceea, am mai făcut și undeva în China într-un tren și au dat seama, vai, dar cum, de nu-i putem să facem în China? Și o întâlnire la fel de ciudățică, să-i spun, a fost o întâlnire în caiace, undeva între niște insule din Norvegia. Am fost în Republica Moldova, aici sunt eu în albastru, George în galben și un prieten în roșu, am făcut steagul României, fără să ne dăm seama, ne-am îmbrăcat identic. Aici, în poza de lângă, este o întâlnire din Olanda, în Rennen. Rennen este un oraș în mijlocul Olandei, iar doamna de aici este Rick van der Mast, care undeva în 10 minute, 15 minute, mi se va alătura, este unul din invitații surpriză, ne spună câteva vorbe. În Chișinău, bineînțeles, după ce am lăsat în România timpul post-crossing, am zis că trebuie să lansăm și în Chișinău, că tot vorbitori de limbă română suntem. Și am făcut această lansare. Aici este o întâlnire de lucru, unde lumea scrie cărți poștale. Au venit cei de la ProTV Moldova, cei de la TVR Chișinău, Publica, AMD, ne-au luat interviuri. Astea sunt cărțile poștale scrise cu ocazia acelei întâlniri, deci un mare teanc. În Bielefeld, asta este a noua întâlnire. În fiecare an, la sfârșit de octombrie, se face o întâlnire a post-crosserilor din Europa, în Bielefeld, în Germania, undeva în vestul Germaniei. Acest Bielefeld este orașul Dr. Oetker. De acolo a plecat și în tot orașul miroasea vanilie. Dacă aveți vreodată oportunitatea să mergeți pe acolo, veți vedea că tot orașul este tot o prăjitură. Anul trecut, în vară, când încă puteam călători, am fost în insulele Åland. Este un loc foarte exotic pentru Europa, e undeva între Finlanda și Norvegia, în
mijlocul gârlei, și Suedia, îmi cer scuze, mijlocul apei, mergi cu feribotul 6 ore și am fost 110 oameni pentru 4 zile. Iar în decembrie, fix acum un an de zile, eram în Amsterdam la prietena noastră de acolo și la mulți alții, că aici jumătate din ei sunt din Olanda, am avut această întâlnire peste 50 de oameni în Amsterdam. Iar aceștia doi sunt Ana Campos și Paolo Magalhaes, fundatorii site-ului Postcrossing în 2005. Și am avut în 14 iulie, atunci este ziua Postcrossing, am avut o întâlnire maraton de peste 6 ore, în care, pe Zoom, pentru că putem să facem și că pandemia ne-a ajutat să ne dezvoltăm foarte mult din punct de vedere electronic, au fost peste 6 ore, a început întâlnirea noastră undeva la 12 ora României, s-a terminat la ora 6, dar au intrat peste 120 de oameni din China până în Surinam și la un moment dat în China era 11 noaptea și în Surinam sau în Mexic era 8 dimineața. Adică, practic, am unit în această întâlnire, am unit coordonatele globului. Am ajuns și pe la TVR, într-o dimineață, la Dorin Chioțea, la matinal, am avut un interviu de câteva 15 minute. Aici sunt link-urile, toată prezentarea aceasta, după întâlnirea noastră, o veți primi pe mail. Să aveți la îndemână și link-urile dacă doriți să vă uitați pe ele. Asta este poza pusă de George. Într-adevăr, am avut această întâlnire online și încercăm să ne ținem pe genul ăsta. Acum nu mai putem călători fizic, dar e foarte fain să călătorești fizic și să te întâlnești cu oameni și să ajungi într-o țară, într-un aeroport, te mir unde am ajuns, în Italia. Vreau să ajung în San Marino și am întrebat între colecționari, băi, cine mă ajută și pe mine? Vreau și eu să ajung în San Marino, aș vrea un detaliu despre un tren, despre ceva, autobuz, cu ce? A, păi vii cu mine, nu se pune problema, te duc eu. Îmi spune un cetățean din Imola. Imola este relativ aproape la jumătatea distanței între Bologna și San Marino. Și am zis, ok, bine, unde ne vedem? Păi în gara la Imola. Bine, fie. Și am ajuns în gara la Imola și era peronul pustiu. Eu eram cu soția și cu copilul, i-am spus omului, băi, vreau să ajung în concediu acolo, vreau să... Dar nu-i problemă, te duc eu. Omul era în cârje, avea mașina adaptată, era handicapat, n-avea ambele picioare, avea proteze. Mi-a povestit atunci, după ce l-am văzut, că sărise cu parașuta și și-a rupt protezele, deci și mai și, dar pentru faptul că avea mașina adaptată de handicap, am putut parcurge tot San Marino, care practic e o stâncă, de rock se mai numește, am putut să mergem până sus cu mașina, restul e mare parte din el e pietonal. Dar el, având mașină adaptată, se strângeau efectiv în fața noastră, strângea lumea terasele ca să treacă el. Era și cunoscut în zonă. Am ajuns până la șeful poștei, a ieșit afară, ne-am salutat, amici de România, chiar o experiență interesantă. Și acum, recent, în luna octombrie, am fost protagonistul unei acțiuni inițiată de Primăria Capitalei. Probabil că ați auzit la radio reclamă sau la televizor cursurigratuite.ro. Sunt acolo vorbind despre cărțile poștale, aveți link-ul în prezentare. Iar vă povesteam despre grafica steagului românesc. A fost un pas până la grafica unei hărți. Aceste hărți sunt pe sistem Wikipedia făcute, dar sunt desenate de un cetățean care este cetățean elvețian, dar care lucrează în Liechtenstein. Și colaborăm cu el de vreo 3 ani de zile. După cum vedeți, numărul de matriculare este de mehedinți, astfel încât să facă, asta e o chestiune introdusă de mine, să facă numele meu. M-am jucat un pic. Harta de care vă povestea George, pe site-ul nostru postcardsmarket.com sunt toate steagurile din lume și hărțile din lume. Avem și colecție despre păsări, păsări naționale, pasărea Statelor Unite, pasărea Belarusului, este Barza, animale. Am făcut, bineînțeles, o serie de cărți poștale dedicată statului în casă, început pandemia,
A fost, bineînțeles, și la noi un pic de panică. Bun, ce mai facem? Lumea nu o să-i mai ardă de hobby, nu o să mai scrie cărți poștale. Ei bine, nu. Când stai în casă și când nu mai poți călători fizic prin aceste cărți poștale, chiar poți să ajungi prin multe locuri. Iar asta este ultima creație făcută un moș Crăciun desenat, pe care l-am folosit în designul a două cărți poștale. Și am făcut și această serie de costume naționale. Aceste desene sunt făcute de mână de un băiat pe care l-am găsit, e un băiat original din Brăila, care pictează biserici. În momentul de față pictează o biserică în Miercurea Ciuc și el desenează, are un talent fantastic la desen. Și bineînțeles, am făcut și un steag al Quarantine Land. Ăsta este ultima apariție și a prins destul de bine la public, la colecționari. Acum întrebări dacă aveți. Am trecut așa un maraton de prezentare. După care, ca și organizare, o să vă grupăm în grupe mai mici de câte 5, în mini-room-uri de câte 5, pe durata a 5 minute. O să discutați între voi și să vedeți ce pasiune puteți avea, astfel încât să vă gândiți cum să o transformați într-un business. Pasiune înseamnă nu neapărat să colecționezi ceva. Orice poate să fie o pasiune. Să-ți placă să citești, să-ți placă să faci fotografii, să-ți placă să călătorești, să habar n-am. Și cum ai putea să o transformi în business. După care o să ne întoarcem și o să încercăm o legătură directă în Burundi. Asta este din invitație surpriză. Am un cetățean din Burundi, Deon Iongesu îl cheamă. Când o să-l vedeți, o să vă zâmbească cu toată Africa. E cetățean de culoare, dar are niște dinți foarte albi și este foarte, foarte optimist. Eu nu pot să-mi închipui. În Africa, vă dați seama, viața e grea. El trăiește din vânzarea de cărți poștale și de scrisori trimise din Africa, din Burundi, din Zambia, din Rwanda, din Congo. Călătorește câte 4 zile cu autobuzul, că nu există alt mijloc de transport pe acolo, pe niște distanțe uriașe ca să trimită, nu știu, 10 cărți poștale sau 5 plicuri scrisori către colecționari. Vom avea alături de noi și pe doamna Riek din Olanda și la final să vedem ce se mai întâmplă. Ok? Deci întrebări în momentul de față aveți? Da, Mihnea, am eu pentru tine și pentru partenerul tău, dar o să-mi răspunzi tu. În primul rând, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a împărtăși experiența voastră în domeniul antreprenoriatului. Aș vrea câteva cuvinte, dacă ne pot spune, cum ai plecat, cum a pornit afacerea ta? Adică ți-ai făcut un business plan sau pur și simplu ai zis, gata, hai, încep, fac, trimit cărți poștale, caut un designer, mi le face și le postez pe platforma mea. Da, mulțumesc pentru întrebare și noi vă mulțumim dumneavoastră și colegei Bonnie Străoanu pentru oportunitatea de a vorbi în fața studenților. Chiar e o bucurie să discutăm și despre altceva decât despre politică, alegeri și alte nebunii. Lucrând în marketing timp de acești 13 ani în industria pharma, ultimul meu buget de marketing a fost de 500.000 de euro. Era bugetul de Smecta, antidiarei. Și era dedicat inclusiv reclamei TV, inclusiv reclamei pe internet și tuturor publicațiilor și așa mai departe. În această perioadă am învățat să lucrez cu P&L-uri și cu business plan-uri. Făceam analiză de produs. În momentul în care lucrez în industria pharma și există și această piață destul de suculentă și destul de promițătoare a suplimentelor alimentare, faci analize de produs foarte, foarte multe și de piețe noi și de fel de fel de grafice analizezi, cum, trenduri, ce se caută, ce se cere. Ei, toate chestiile astea pe mine m-au ajutat și în zona de hobby, să transpun hobby-ul în business. Da, am făcut un draft de business plan inițial, inclusiv un forecast de vânzări pe trimestru până la nivel de lună, la început și ce pot spune este că atunci când am început în 2016, când am început business-ul, aveam undeva stoc estimat, trebuia să ne menținem la 10.000 de cărți poștale pe lună și vânzare să fie undeva la 6-7.000 de cărți poștale pe lună.
momentul de față avem stoc fizic, real, undeva la 180.000 de cărți poștale. În spatele meu să văd cărțile poștale în rafturi aranjate alfabetic. 180.000 de cărți poștale și acum deja nu mai este la vânzare pe bucate, este la comenzi, trebuie să fie 180-200 de comenzi pe lună, valoarea media coșului undeva 30-40 de euro. Și da, trebuie, în momentul de față am ajuns undeva la un cash flow de 4-5.000 de euro lunar. Mă ajută foarte mult PayPal-ul și platforma Shopify pe care am implementat-o, dar nu vă gândiți că 4-5.000 de euro aia sunt și banii care rămân. Nu, ei intră în stocuri, intră în publicitate, intră în multe costuri. Banca își ia și ea comisionul ei, PayPal-ul își ia comisionul lui, Shopify-ul, toată lumea ia comision. Deci, din păcate, da, trebuie să ne obișnuim, toți trebuie să trăiască și toți trebuie să fie plătiți. Dar e bine să spui, să-ți faci un draft, de măcar un draft de P&L, să faci niște cheltuieli, să faci și discounturi acolo, pentru că la noi, iarăși, în momentul în care ești în piață, ai și discounturi de dat, trebuie să dai discounturi, să faci promoții, să le promovezi, să investești în promovare. Noi investim acum în zona Facebook și în zona de Google Ads, undeva la 1.000 de euro pe lună, cel puțin, că trebuie să ne aducă în permanență clienți noi. Și da, clienții noi sunt foarte importanți. Există recurența de clienți, cei care se întorc, dar există și clienții noi care trebuie să apară să susțină business-ul. Nu mă gândeam că voi ajunge aici. Dacă mă întrebai acum 5 ani de zile că o să mă ocup exclusiv de cărți poștale, spuneam, ești nebun, n-am cum să trăiesc din asta. Dar iată că încet, încet s-a pus cărămidă cu cărămidă. Și ce e foarte important este chestia asta, să-ți urmezi pasiunea, dacă o ai. Adică, da, pare ciudat, pare greu, pare... Acum, dacă mă uit înapoi, sunt 1.000 și ceva de produse listate în magazin. Gândiți-vă numai să scriu 1.000 de descrieri de produs. Dar ele au fost făcute în timp. Ele au fost făcute în timp. Dar mă gândesc că pasiunea și dorința de cunoaștere cumva te motivează mult mai mult ca persoană ca tu să continui și să obții ceva din asta. Cumva să fii recompensat pentru pasiune, nu recompensat, să simți că munca ți este apreciată, să nu ai impresia că faci chestia asta în van. Adică, de exemplu, cărțile poștale sunt văzute și de mai multe persoane, poți comanda, poți să le trimiți mai departe. Și cumva cea mai grea parte este momentul în care noi dorim să ne fructificăm hobby-ul. De exemplu, mie îmi place să scriu poezii. Doar că momentan, de când am început facultatea, fiind și primul an de facultate, mi se pare că totul este foarte nou și nu mă pot adapta și cumva mi-a luat din dorința de a scrie, cu toate că eu vreau să scriu, doar că am un blocaj momentan. Și cu toate astea știu că pentru a performa și pentru a obține ceva, este să lucrez zilnic. Doar că momentan încerc să mă adaptez cu ceea ce se întâmplă acum nou, pentru că e diferență enormă de la liceu și de la facultate și cumva chestia asta m-a blocat pe moment. Da, bine, cum spune cetățeanul acela latin, repetitio est mater studiorum, da, făcând în același, făcând, exersând și practicând, îți vei da seama unde trebuie să ajungi și poți să ajungi chiar din întâmplare, poți să ajungi acolo. Acum, există feedback-uri pe care le primim. Ne scriu fel de fel de oameni din toate colțurile lumii. Wow, cărțile tale poștale. Asta e o altă chestie pe care noi am dorit-o. Am vrut să facem o carte poștală care să fie bună, să fie caritativ, să corespundă, să reziste. Am avut o carte poștală primită din Dominica care a trecut prin uragan. Arăta groaznic, dar era un supraviețuitor. Pentru că apreciez foarte mult supraviețuitori. A venit o carte poștală arsă, un sfert din ea a fost arsă, pentru că am înțeles că mașina care transporta acele cărți poștale a luat foc. A scăpat, e supraviețuitor. Probabil că alte cărți poștale au ars. Asta n-a ajuns într-un punct de la Poșta Română, cerând scuze pentru condiția în care a ajuns. Și chestia asta îți dă, și bine, iarăși, nu este nicio zi asemănătoare cu alta. Îți dă putere. În momentul în care primești feedback de genul, wow, cărțile tale poștale sunt super, sunt educaționale, sunt complete, cuprind multe informații. În momentul în care chiar vrei să te ocupi, tu spui de poezii. Foarte bine, ocupă-te de poezii.
mergi pe poezii, o să ai mulți detractori. O să spună, nu știi să delegi două cuvinte, nu îți place limba română. Nu? Am trecut prin asta. Dar liniștite cu o să urmeze. Nu zici, încă vei mai avea de-a face cu astfel de detractori. Și vei avea multe piedici. Păi, la mine, gândiți-vă așa, sunt căsătorit, am un copil de 14 ani. Primul meu detractor a fost nevastă mea. Stai puțin, de acum, adică tu lucrai în corporație, aveai salariu, aveai mașină, aveai de și tu vrei să te ocupi de cărți poștale? Păi, dar ce, ești om nebun la cap? A trebuit să o convinc că, iată, după 2 ani de zile, am 2 ani de când mă ocup exclusiv de chestia asta, da, pot să întrețin familia, da, pot să plătesc rate la bancă, dacă mă ocup. Dacă nu mă ocup, sufletul. Deci, de asta zic, este foarte, foarte important să faci, să pui suflet în ceea ce faci. De fapt. Trebuie să eliminăm factorii demotivaționali. Nu trebuie să elimin. Trebuie să, dimpotrivă, un factor demotivațional astăzi, mâine poate deveni motivațional. Da. O piedică pusă astăzi, e vorba aia românească, orice șut în fund, e un pas înainte. Înainte, exact. De? Deci, da. Te poate determina să descoperi altceva, să vrei mai mult, să faci mai mult. Și, de ce nu, să se întâmple. Așa este. Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc frumos. O scurtă întrebare și apoi văd că a venit și invitata noastră din Olanda. Cum e să treci de la atmosfera corporativă la atmosfera de antreprenoriat? Da, e interesant. Cred că cel mai mult, dar m-am obișnuit cu asta dinainte, mi-a lipsit cafeaua. Cafeaua și țigara. Momentul în care m-am lăsat de acest fumat, la țigară și la cafea se face socializarea, se desfășoară jumătate din activitatea corporației. Beam cafele și după ce m-am lăsat de fumat, dar da, cred că socializarea asta e un punct care lipsește. Genul de meeting-uri programate, genul de întâlniri de business, genul de business planuri de făcut, deadline-uri primite, de mail-uri cu... Astea nu lipsesc. Mail-uri până mâine trebuie să pregătești, până mâine trebuie să faci sau până ieri trebuia făcut. Astea, nu știu câți dintre voi lucrează, dar probabil că o să lucrați în corporații și o să vedeți ce înseamnă deadline și o să vedeți ce înseamnă o presiune a timpului de multe ori pusă destul de ciudat, să-i spunem așa, dar se întâmplă. Ce să zic, a fost de multe ori mi-a lipsit poate munca de corporație, dar când simțeam vreo urmă de regret, sunam un fost coleg și mă linișteam rapid auzind că până mâine trebuie să predea nu știu ce proiect. Dar da, a fost o trecere, dar setup-ul a fost făcut în timp, adică cu un an înainte de a renunța la corporație, deja începusem să mă setez că voi lucra în sistem de antreprenori. Și să nu vă închipuiți că acest antreprenor, eu sunt angajatul meu, eu centrez, eu dau cu capul, eu trebuie să plătesc de la salariu, taxe, asigurare medicală și toate cele. Și dacă nu faci, nu se întâmplă. Adică este clar, nu cred că am avut în ultimii 2 ani de zile vreo zi în care să mă trezesc mai târziu de 8 și un sfert, cel târziu. Deci ziua mea de lucru începe dimineața la 7:30, 8 de obicei, adică la 7 mă trezesc, că l-am și pe copil la școală, dar nu dormi, nu poți să cuzurei, nu poți să nu faci nimic. Asta e clar, că dacă nu faci, nu primești. E foarte important. La corporație te mai poți fofila. Dacă te duci, nu știu, într-o zi nu ai chef de muncă, sun pe șeful și spui, șeful, azi vreau liber sau vreau o zi de concediu. Cât ești antreprenor, nu prea mai ai zile de concediu, adică trebuie să fii acolo. Da, la fel de bine, toate întâlnirile pe unde am fost și toate călătoriile au fost susținute din bugetul companiei și am ajuns în insulele Aland și anul ăsta, dacă nu era pandemia, trebuia să ajung în Kazahstan. La sfârșitul lunii aprilie era o săptămână în Kazahstan, în Almaty. Cheltuielile sunt suportate de companie, că sunt deductibile. Compania funcționează, este SRL, neplătitor de TVA, dacă vă întrebați, dar sunt cheltuieli deductibile care se pot face și aceste călătorii, bun, este îmbinarea utilului cu plăcutul. Pe lângă faptul că văd locuri nesperate,
Nu-i așa? Plătește compania să fie primită. Adică, bine, dar compania plătește din banii mei, că până la urmă este tot, e un cerc vicios. Nu. Alte întrebări. Sper că am răspuns. Greu. Am trecut destul de greu de la mașina de companie și cardul de companie de carburant la cheltuieli făcute de mine, să-mi caut eu mașină, să-mi caut eu, să-mi plătesc benzina și toate celelalte. Dar socializarea de care aveți parte acum nu este mult mai antrenantă decât socializarea pe care o aveați într-un cadru formal? Mă gândesc că acum socializați cu o groază de persoane în toate colțurile lumii și mă gândesc că e o informație, primiți informații inedite, corespunzătoare cu fiecare persoană din fiecare țară și mi se pare foarte, foarte interesant pentru că așa descoperi și alte mentalități și alte perspective. Mi se pare un plus faptul că, mi se pare un plus socializarea pe care o aveți acum. Adică da, e vorba și de socializarea pe care o avem într-un cadru formal cu colegi, cu șefi, colegi de serviciu și... Doar că acum mi se pare un tot dezvoltare personală socializarea de acum și cumva investiți mult mai mult în dumneavoastră și mi se pare un plus, un mare plus. Da, la fel de bine socializarea în limba română e una, socializarea în limba engleză e cu totul alta. Asta e o altă chestiune. Genul ăsta de socializare over the world implică și folosirea limbii engleze. Și, asta, da. Și exercițiul e foarte important. Și dacă nu eram eu, foarte interesant, eu n-am făcut școală, n-am, limba engleză la mine în școală reprezenta, mers la cafea cu profesor cu tot, la cafea și la țigări și am învățat engleza de nevoie, în companii, în corporație, trebuia să susțin prezentări în engleză. Iar după aceea, în momentul în care ai de-a face cu fel de fel de oameni din toate țările, trebuie să folosești limba engleză. Da, faci greșeli. Am foarte multe cunoștințe de Republica Moldova, că lor le e frică să vorbească limba română, că vor greși, pentru că dacă nu o folosesc în familie, și preferă să folosească limba engleză. Asta e foarte interesant. Dar îți asum până la urmă, știi cum e. Și bine, și în momentul în care ești față în față, limba engleză poate să-ți dea și febră musculară la mâini. Te vei face înțeles cu siguranță. Dar e ok. Și într-adevăr, acum, în corporație, în ultima companie în care am lucrat, era o companie multinațională, era Ipsen Franța, și clusterul în care făceam parte era Lituania, Estonia, Letonia, Cehia, Polonia și România. Îți închipui că acolo nu socializam și la fel, cunoșteam fel de fel de oameni noi, fel de fel de... Da, acum este și mai chic, oamenii pe care îi cunosc n-au o treabă strictă cu un anumit domeniu, și vorbim despre cărți poștale, inevitabil, ajungem să vorbim despre tarife, despre cât costă timbru, despre ce ștampilă minunată am mai primit și așa mai departe. Și da, e mai antrenant, e fain asta, în punctul ăsta de vedere. Da. Oricum, și partea cu vorbitul în limba engleză este tot un bonus, pentru că este un exercițiu constant și cumva ajută mult mai, pentru cât vorbești mai mult, cu atât îți îmbunătățești limba. Am cunoștința care au spus că se simt mai confortabil să vorbească în engleză tot timp plecat decât în română. Nu că au uitat română, dar pur și simplu se simt mai confortabil pentru că engleza sună altfel, dacă spui ceva sună altfel, adică nu e atât de dur cum era noi în română. Asta mi s-a spus de foarte multe ori. Da. Da. Altcineva? Întrebări? Da, eu și aveau întrebări. Haide! Ok, atunci spun eu. Cum va afecta pandemia de COVID, în afara faptului că întâlnirile dumneavoastră n-au mai putut să aibă loc, cum va afecta sau dacă va afecta în vreun anume mod altul în afara celor menționate anterior? Da. La început, în martie, când s-a dat cu situația cu starea de urgență, martie-aprilie a fost un pic de panică, nu știam ce se întâmplă. Bine, și toată lumea a fost panicată apropo de acest nu știm ce se întâmplă. Am crezut că zona asta de hobby va fi una din zonele care va dispărea la început, fiind piramida lui Maslow undeva în partea de sus. Deci n-ai nevoie de cărți poștale ca să mănânci sau să nu-ți aduce bani. Dimpotrivă, m-am gândit că vor dispărea bijuteriile de pe piață, că de ce să mai porți bijuterii? Ei bine, nu dispar. Hainele fancy, ei bine, nu dispar și, bineînțeles, cărțile poștale. În aprilie, în zona Paștelui, mi-am dat seama, stai puțin, că se întâmplă lucruri.
Și dimpotrivă, cred că față de anul trecut sunt undeva peste ce s-a întâmplat anul trecut. Pentru că lumea stă în casă și ne-a ajutat foarte mult aici, nu am cum să ascund acest aspect. Germania, Olanda, Finlanda, țări care au fost mult mai puțin afectate de criză. În care regulile sunt reguli și în care nu te joci cu masca sau fără mască și cu purtatul în public și cu intratul și cu respectarea regulamentelor. În martie aveam o cunoștință din Berlin, ăla a stat o lună de zile în casă. Doamna din Olanda, din martie până acum, a ieșit 4 ori în oraș. Bine, dânsa are și o problemă medicală, are un aparat care o ajută inima să funcționeze, intervenție medicală. A fost în România, cei de la Vama Română s-au purtat destul de ciudat, la modul care niște baterii arată ca un pom de iarnă plin de luminițe și plin, nu te poate, tu ai ceva acolo ascuns, și au vorbit destul de urât cu ea. Și, băi, stai puțin, ai o instalație care pe mine mă ajută să trăiesc. De frică, are și comorbidități, să spunem așa, și nu mai ieșit. În Olanda, regulile se respectă altfel. Oamenii ăștia, și de asta am și pornit sesiunea, am repornit, am avut câteva sesiuni de Zoom în vară, acum am repornit și am luat un abonament pe un an întreg. Sunt foarte mulți oameni care sunt singuri. Cărțile poștale îi ajută să vorbească cu alți oameni, să socializeze. Nu neapărat că se întâlnesc, că sunt foarte mulți. Uite, noi suntem aici 44. Ați vorbit 1, 2, 3, 5, maxim. Probabil că o să mai vorbiți dintre voi, dar sunt mulți cărora le place să asculte. Vin și se uită ca la spectacol. Și stau 2 ore. De multe ori am făcut inclusiv bingo. Am jucat bingo pe Zoom. Cu țări. Cu extragere de țări, făcut biletele de bingo înainte și premiul era câte o carte poștală de la toți participanții, trimisă celui care câștigă sau te miri ce. Și faci activități și în momentul ăla, chiar pandemia, pot spune, ne-a ridicat un pic în ceea ce privește digitalizarea. Hai să folosim. Iată, nu mai călătorim. Noi acum, deci gândiți-vă cum aș fi venit eu la voi la facultate, voi în sală, în auditoriu, toți cu minți, că am făcut și eu facultatea, o sală plină de oameni și un cetățean nebun care pune câteva slide-uri cu cărți poștale pe proiector, vă vorbește, la revedere, pa, 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 am băut apa de final și hai ce frumos a fost. E uite, altfel putem interacționa acum. De? Deci asta e o chestie care pe mine mă bucură, faptul că pot să interacționez și culmea necălătorind cu diverse țări, adică în Hong Kong, în Singapore, în Indonezia, în Burundi, o să vedeți imediat, în Surinam. Surinamul, pentru cei care nu știu, este nordul Braziliei și se vorbește limba olandeză. Acolo în spate sus, bine, eu colecționez și steaguri textile și acolo sus este steagul insulelor Åland, pe care sunt foarte mândru, foarte puțin îl știu. Åland ăsta e o ciudățenie, să-i spunem așa, e un teritoriu finlandez unde limba oficială este suedeza. Este teritoriu demilitarizat și acolo nu ai voie să bei alcool după ora 8. Și e foarte scump. Și tot alcoolul se vinde prin magazinele statului, Alco. O sticlă de, nu știu, rom, în România costă 1 milion, la ei costă vreo 4 milioane. Vă spun în experiență proprie. Am văzut prețurile. Și o sticlă, și Coca-Cola. Iarăși, o sticlă de Coca-Cola de 0,5 acolo este undeva 2 euro. Un fiorător de scump, mi s-a părut. Asta este. Dar mai spuneți, oamenii nu mai au voie să bea după ora 8 seara? În public. Au acasă. Pot să-și ia acasă, dar nu să consumă nicăieri alcool la restaurante, dar asta e de obicei, deci nu de pandemie. Da. Bine. Și populația lor este de 25.000 de cetățeni. Au 1.500 de insule, din care vreo 12-15 sunt locuibile. Populația Mariehamn, capitala țării, este de 11.000 de oameni. Indicativul la mașini este AX și au pașaport propriu. Da. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Altcineva? Vă rog. Acum am și o întrebare. Da. Experiența din companie, companiile în care ați lucrat, v-a ajutat foarte mult în dezvoltarea propriei afaceri? Adică mă refer la faptul ca un tânăr antreprenor de 20 de ani, fără experiență, care este dintr-o facultate, ar putea să realizeze așa ceva, fără ajutorul cuiva? Da, e interesant.
cine mă știa înainte de a renunța total la corporație, spunea, tu n-ai cum să te faci niciodată antreprenor, că tu trăiești pentru corporație. Tu ai fost 7 ani în Coca-Cola, 13 ani în piața Pharma. Nu, e imposibil. Da, m-a ajutat la modul că multe din procese, în cazul meu, sunt pregătite, sunt gata făcute, le știu deja. Adică forecast-ul, nu fac un forecast lună de lună, dar mă uit peste stocuri și îmi dau seama, băi, dacă ăsta l-am vândut până acum atât, e clar că voi mai avea nevoie de încă o anumită cantitate. Cheltuielile, dacă nu-ți plătești furnizorii la timp, e nasol. Mașină. M-am tot gândit să-mi iau o mașină, să fac un împrumut și să-mi iau o mașină nouă. Dar de ce să-mi iau o mașină nouă, dacă nu mi-o permit? Mi-au o mașină un pic mai veche, pe care mi-o permit și nu mă dau eu că sunt patron și am tractor la bloc, la ușa blocului. Nu. Toate chestiile astea m-a ajutat faptul că am fost în corporație. Da, cred că e destul de greu să pleci de la bun început pe sistem antreprenorial, dar sunt oameni și oameni, asta cu siguranță. Sunt oameni născuți pentru a fi antreprenori, sunt oameni care învață să fie antreprenori. Adică, gândește-te, un pădurar, să dau un exemplu, ăla e un antreprenor. Deci, el greu, dar el are o altă activitate, cu totul alta, deci nu are procese, el știe ce trebuie să facă, știe ce rond trebuie de făcut și așa mai departe. Sunt anumite meserii care te pot duce foarte ușor în zona de antreprenor, dar poți să înveți să fii antreprenor, asta cu siguranță. Prima barieră pe care o ai este frica de necunoscut, așa cum ne-a fost frică de coronavirus și de pandemie, așa și de antreprenoria. Mamă, și ce o să fac? Ok, dacă vei rămâne la și ce o să fac, vei rămâne acolo pentru o multă perioadă de timp. Trebuie să te apuci văzând și făcând și să te lovești cu capul de probleme și să le rezolvi. Cu siguranță există, nu există, nu se poate, e fix vorba aia. Asta e, sunt ferm convins că nu există, nu se poate. Sper că ți-am răspuns la întrebare și date da, încurajez. Mulțumesc frumos. Dacă vrei să încerci antreprenoriatul, momentan lucrez în administrație publică. Jobul prin natură nu-mi permite să lucrez într-un sector privat. Colecționez mașini, adică o colecție impresionantă de mașini de epocă. Tu și țiriac. Da, doar că le colecționez la o scară mai mică, la 1 la 24. Ok. Îți doresc să ajungi la țiriac, să le ai fizic, 1 la 1, adică nu... Sărmâna, mulțumesc, la toată lumea le doresc. Da. Da, și ca și experiență, eu mă ocup de promovarea unui oraș pe Facebook, Instagram și parte din care câștig. Adică se câștigă foarte bine, doar că nu pot eu să încasez banul fizic, tehnic, pe hârtie. Da, la tine bine utilul cu plătcutul în sensul că tu ești în locul acela care trebuie. Exact. Întreabă. Deci, întotdeauna, în momentul în care vrei să încerci orice domeniu, în cazul tău nu e cazul că deja știi despre ce e vorba, dar întreabă, pune întrebări celor din domeniul respectiv în zona ta de cunoștințe. Află, caută pe cineva să vezi cu ce probleme, în momentul în care poate vrei să faci un... Da. Pune întrebări, întrebările nu costă. Și da, poți să primești răspuns sau să nu primești răspuns. Dar pune întrebări. Ăsta este, cred că, un secret universal. Pune întrebări. Da, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Altcineva? Vă rugăm. Credeți că îi ajută pe oameni mai în vârstă să vadă peisaje noi? Da, cu siguranță. Da, există. Bine, cărțile poștale au atât de multe aplicabili, acoperă foarte multe zone. Eu, de exemplu, colecționez steaguri, hărți, personalități care au schimbat lumea, costume populare și transport. Avioane, vapoare, mașini, trenuri și așa mai departe. Peisaje. Astea sunt așa numite turistic postcards. Adică, în momentul în care primești
cum arăta și George din Hawaii, primești o carte poștală cu aurora boreală sau cu un cangur sau cu, nu știu, o plajă din Sierra Leone. Da, te ajută, cum să zic, fiecare bucată de hârtie venită la tine în mână, te gândești că, băi, pe unde a trecut asta? În cazul meu e și mai și. Mi s-a întâmplat să primesc în sistemul oficial steag plecat din mânuța mea, vândut de mine către o persoană care l-a trimis în Africa și din Africa a ajuns la mine. Am avut un steag Coasta de Fildeș care a făcut chestia asta și când am văzut Côte d'Ivoire venit cu CI indicativul țării, CI 363, am zis, wow, ăsta e plecat de mâna mea și s-a întors la mine peste un an de zile. Adică, da, și te ajută să vezi, să fel de povești. Sunt foarte mulți oameni, pe lângă faptul că descoperi o caligrafie uneori impecabilă, uneori execrabilă, și da, cărțile astea poștale te ajută să și scrii, să ți exersezi scrisul de mână, dar sunt povești în care spune bunica că ea trăiește cu 3 nepoți și cu 4 purcei și 2 căței și 3 pisici. Un cetățean mi-a scris, era foarte frustrat, lucra în Marina Militară Americană, a lucrat și a trebuit să iasă la pensie pentru că a ajuns la 50 de ani și Guvernul Statelor Unite a zis că nu mai face față. El lucra pe elicopter, că era echipament militar pe elicopter în Alaska și acum aș găsise un loc de muncă în construcții. De toate chestiile astea mi le-a scris mie pe o carte poștală. De ce mi le-a scris? A vrut să le împărtășească. Da, te ajută și te ajută să socializezi virtual, probabil. Iar la oamenii care sunt singuri, lor chiar probabil le e un real ajutor să discute măcar virtual cu altcineva. Altcineva? O întrebare, vă rog. Da? În afară de partea fascinantă a faptului că socializați în toate colțurile lumii, totuși există o afacere. Cât timp v-a luat ca să ajungeți la matricea costului și procentaj de profit din prețul pe care îl plasați pentru cărțile poștale? Da. Cu asta cred că am început, cu matricea costului, că în momentul în care am luat decizia de a face compania, exista deja pe piață, existau alți competitori, alți jucători, da, mi-am făcut analiza asta iarăși apropo de influența corporațiilor. Am făcut o analiză a competiției, am făcut o analiză SWOT a produsului, ce trebuie să fac, ce pot să fac, ce trebuie să fac mai bine, de-aia am ajuns, există cărți poștale foiță sau există cărți poștale cu carton tare și eu am ajuns să fac acel carton special potrivit pentru cartea poștală să reziste traficului poștal. Prețul, la fel, pot spune că la început am plecat cu un preț foarte mic, neștiind despre ce e vorba, după care mi-am dat seama, având prețul foarte mic, nu puteam să fac nimic altceva, eram foarte, foarte, aveam prețul și atât. Nu puteam să fac promoții, nu puteam să dau discount, nu puteam să dau cadouri, nimic. Pentru că eram restricționat de preț și la sfârșitul zilei trebuia să plătesc furnizorii și taxele. Am mărit un pic prețul, am văzut că ăsta era trendul. În continuare, în momentul de față, sunt cu prețul sub media vestică, sub media Europei vestice, dar sunt peste estul lumii. India, China, Rusia au niște prețuri înfiorător de scăzute, dar și calitatea lasă de dorit și toți spun asta. În Germania, o carte poștală undeva 1,20 €, 1 €, de la 1 € până la 1,50 €, Germania, Olanda, Finlanda. De-aia probabil am și reușit să pătrund, m-a ajutat foarte mult faptul că suntem în Uniunea Europeană, nu ascund asta, că practic fiind o țară membra a Uniunii Europene, altfel are lumea încredere, altfel se uită la tine. Da, mulți oameni nu știu unde este România, am clienți din America care astăzi pun comanda și mâine îmi trimit mail unde e comanda mea, că n-a ajuns încă, se întâmplă și asta, dar prețul a trebuit să mi-l fac de așa natură încât să acopăr și da, asta e clar, să acopăr și discount-uri, să acopăr și cost, să acopăr și taxe, matricea, cu asta am plecat. Da, ok, văzând și făcând iarăși, am ținut, nu știu, probabil o jumătate de an, încă nu eram, nu mă ocupam exclusiv
de site și aveam 200 de produse listate, acum am peste 1400 de produse listate. Și am văzut cum să construiește prețul respectiv. Nu trebuie să ieși din piață, nu, altfel devii neatractiv pentru cumpărător. Deci diversificarea este o metodă de a... Da, acum înțeleg ce mă întrebi. Cum crești business-ul? Nu? Practic, cu alte cuvinte. Da, da. Mă interesa cum crești business-ul și, de asemenea, cum decizi ce procentaj din preț păstrezi pentru a crește afacerea. Wow! Tot! Deci, nu știu dacă pot să spun că pun deoparte ceva, dar totul este reinvestit. După plata taxelor, salariului și ce cheltuieli mai sunt curente, totul se reinvestește. La început, business-ul l-am susținut în buzunarul propriu, în care am clădit, dar acum a început să se autofinanțeze, iată, la 4 ani distanță. Și cum fac chestia asta? O altă chestie de care m-am lovit și a fost un input foarte, foarte bun. Trebuie să cresc coșul, valoarea coșului. La mine, când am plecat la început de tot, era 0,05 euro orice. Carte poștală, jumătate de euro. Orice să fie primit. E, după aia am zis, stai puțin, dar ce aș putea să ofer în plus? Aș putea să ofer o locuire selectivă. Și dacă ofer o locuire selectivă, îi crește clientul, va vedea că are un plus de valoare și va fi dispus să plătească mai mult. Aici este 2 secunde. Nu știu dacă se vede efectul de oglindă. Uite, da. Se vede un efect de oglindă, adică are o locuire selectivă doar pe anumite bucăți de grafică, nu știu dacă vedeți. Ei, și în momentul ăla, cartea asta poștală e un pic mai scumpă. Ce am mai făcut? Pe cartea poștală am adăugat un QR code care, atunci când îl scanezi, îți intră imnul țării respective. E pus la mine pe site, este imnul Army Navy US, interpretează fanfara Armatei Americane, în respectiv. E plus valoare. Băi, este o carte poștală interactivă, cu media adăugată. Ce am mai făcut? Am căutat acest designer de costume și am făcut, tot așa cu plus valoare, costume cu lăcuire selectivă. Uite, se vede foarte bine efectul de lăcuire selectivă. Și, în final, ăsta e moșul pe care l-am făcut și are pe suprafața albă pe aici, este un carton numit Soft Touch. Am căutat să îmbunătățesc cartonul. Ca să ajung la cartonul ăsta, e de 317 grame pe metru pătrat, e un carton special pentru cărți poștale. Ei, ca să ajung la cartonul ăsta, am trecut până alte modele de cartoane, până l-am găsit pe ăsta. Și văzut, băi, ăsta este ăla care rezistă, care nu se strică. Din Africa tot ce vine îndoit pe jumătate pe lung. Vama îl caută de droguri, cred, nu știu ce se întâmplă. Dar cartonul meu rezistă. Toate chestiile astea aduc plus valoare. Și ce am mai făcut acum recent, de un an de zile, am început să fac pachete pentru colecționari, astfel încât să cresc un pic coșul. Să fac, nu știu, pachet Germania. Și are costum de Germania, steag de Germania, hartă de Germania și tot așa mai, deci tot ce ține de Germania. Am ajuns inclusiv la desenarea regiunilor solicitate de colecționari. Ascultăm clientul. Statele federale din Germania, fiecare au cartea lor poștală. Statele constituente din Statele Unite, le-am făcut carte poștală dedicată, că s-a cerut. Și în momentul în care vinzi un pachet de 51 de cărți poștale, adică toate statele United States, ai altă valoare a pachetului și altfel primești de la client. Dar toate văzând și făcând, iarăși, te lovești de ele, cauți să adaugi valoare, poți, deci trebuie să crești valoarea, trebuie să-ți menții clienții vechi, asta e foarte important, să ai retenție de clienți vechi și să-i atragi, să nu-i lași uitării, să-i ții calzi, genul ăsta, deci eu fac genul ăsta de întâlniri pe Zoom și cu clienții, și să vorbim, să discutăm despre una, despre alta, îi întreții. Și la fel de bine să aduci clienți noi. Altcineva?
Eu aș avea o întrebare, dacă ați făcut vreodată cărți poștale cu logo-ul Coca-Cola, că am înțeles că ați lucrat la Coca-Cola. Da, logo-uri. Logo-uri și copyright. Steagurile nu au copyright pentru că sunt aparțin universalității, aparțin lumii. Stemele, unele dintre ele nu au copyright că sunt vechi, însă altele au copyright. Un exemplu este stema Trinidad Tobago, este un stat făcut în 1962 și un comitet de emblemă care se ocupă de el, pe care dacă îl publici fără permisiunea lor și fără să respecti anumite reguli, e nasol dacă intri pe teritoriul Trinidad Tobago. E amendă sau închisoare până la 3 luni. E face parte din categoria infracțiunilor mici. O cetățeancă din Trinidad Tobago a cumpărat steaguri cu steagul și stema Trinidad Tobago. Cei de la VAM au trimis cărțile poștale respective la comitetul de emblemă. Ăștia l-au analizat pe toate părțile, i-au cerut femeii să mai arate și alte modele. A, deci bun, este un proiect care cuprinde toate țările și au zis, da, e ok, puteți să folosiți steagul și stema, e ok, respectă toate detaliile. Logo Coca-Cola este supus copyright. Și da, probabil că aș putea să fac, dar ar trebui să cer, înainte aprobarea Coca-Cola și toată birocrația de rigoare, adică există, apropo de toate logo-urile, de toate stemele, da, ar putea fi o idee, dar în momentul de față nu este așa de căutat. Și la fel de bine mai sunt concurența, pentru că în momentul în care cer permisiunea Coca-Cola să faci cărți poștale cu logo, Coca-Cola va zice, da, bine, și dai și mie o cotă parte. Bun, și în momentul ăla vii și ai de-a face cu concurența din Rusia, care scoate Coca-Cola pe bandă rulantă și nu plătește absolut nimic nimănui, sau China, și devine rentabil, pentru că ar trebui să pui un preț mult mai mare. Și de asta mai bine alegi să cumperi, noi cumpărăm imagini din baze de date, sau să creezi, așa cum am făcut cu pictorul de biserici din Brăila, îi arătăm o poză sau mai multe poze cu costume populare și el le desenează de la zero, de mână. De-aia zic, și nu se cere, deci nu este o mare, mare solicitare de logo-uri în general. Mai ales că Coca-Cola le poate oferi gratuit, oricând face un sistem de cărți poștale gratuite. Cineva? Bun. Atunci, haideți să ne împărțim în... Deja văd că unii dintre colegi au ieșit. Nu o să mai dureze foarte mult. Să ne împărțim un pic în grupe. În grupe de câte 5 pentru 5 minute în care să discutați voi între voi. Într-una din grupe va intra și Rick, pentru că este aici printre noi, nu știu, cine, unde va fi alocată, vă descurcați să vorbiți cu ea în engleză. Și după aceea, când revenim, o să intrăm cu câteva cuvinte de la Rick. Deci ce aveți voi de făcut în grupe? Să discutați despre o idee, cum ați putea să găsiți acea idee să faceți un business din ea. Ok? Da, da.
Bun, cei rămași aici, cred că putem discuta noi între noi despre ce vreți voi, de fapt. Eu, dacă aș putea să încep, mie m-am gândit de un an, doi, așa, că mie îmi plac foarte lucrurile anime, adică manga, cărți cu reprezentative și așa, și orice lucru. Și am observat că la noi în România nu prea există, nu prea se vând lucrurile astea, gen ca un magazin mic, fizic vorbind, că site-uri sunt destule, dar alta e când intri într-un magazin și vezi lucrurile așa frumos aranjate și mă gândeam că ar fi o idee pe viitor pentru mine când aș putea să încep asta, să dezvolt lucrurile astea, să pot să fac colaborări cu mai multe diferite firme, să încerc lucrurile astea. Și da, pentru mine este mai întâi, m-am interesat cam cum se începe o afacere, cam cum, care ar fi startul și câți bani ar trebui investiți la început. Și știi cum e? Nu-i frumos și frumos, e frumos și îmi place mie. Însă zicerea asta poate fi păcătoasă. De ce? Ție îți plac lucrurile anime, dar s-ar putea să nu fie piață în România pentru anime. S-ar putea la fel de bine să fie piață. Cu siguranță trebuie să existe forumuri. Cu siguranță trebuie să existe utilizatori pentru acest gen de produs. Reviste anime și curentul anime în general. Poți să intre. Legat de anime, ce a zis Valentina, dacă ții minte că așa te cheamă, eu am foarte mulți prieteni care sunt pasionați de manga, de anime-uri, de tot ce ține. Sunt pasionați de cosplay-uri, merg la diferite întâlniri, am impresia că sunt pe la București, diferite întâlniri, iar în București sunt magazine care sunt specializate doar pe manga, dacă te chinui puțin și în Cărturești mai găsești câte ceva fizic, doar că dacă la noi în țară nu prea sunt căutate, nu mai cum să vezi magazinele frumos amenajate, cum ai zis tu, cu toate că în București cred că sunt și în zonele din țară, în orașe, în țară unde sunt promovate astfel de lucruri. Adică, cum a spus și domnul Mihnea Răducu, sunt foarte multe forumuri, unde sunt foarte multe grupuri de Facebook. Dar cred că mai întâi, părerea mea, acum vorbea, iartă-mă, era ideea ta, dar n-am putut să mă abțin, mă gândesc că pentru a începe mai întâi business, cred că tu ar trebui să ai mai întâi foarte multă informație bazată pe manga, anime-uri, adică tu mai întâi să ai tu o colecție de manga, o colecție de anime-uri văzute, nu știu, și anime-uri vechi, adică de unde au început, cu istoria lui, istoria japoneză, ca tu să ai habar atunci când vine omul să te întrebe, tu să știi deja, tu să ai totul pus la punct, ca tu să poți să începi un business. După aceea să știi ce oameni vrei să cauți și ce vrei să obții de la oamenii aceia. Adică asta e părerea mea, deci cred că este un punct de plecare. Și legat de asta cu manga și bagă-te în foarte multe forumuri, caută pe Google, uite, de exemplu, sunt foarte mulți care prin pasiune. Până și eu am găsit o reclamă pe Instagram, cursuri de japoneză, primele două luni gratuite și după aceea plătești. Mă rog, eu m-am rugat doar că n-am avut tragere de inimă, că tot la fel vorbești despre manga, despre istorie. Adică sunt niște lucruri foarte interesante. Dacă stai și cauți, chiar o să găsești, știți? Și trebuie doar să fii foarte perseverentă și foarte hotărâtă pe ceea ce vrei să faci. Părerea mea. Acum, iartă-mă că te-am întrebat, eu mi-am spus doar părerea, nu trebuie să o iei ca atare, doar că mai sunt încă un om care îți oferă o informație, iar tu să tragi de la mine doar ceea ce crezi că e bine pentru tine. Normal, îți dai seama. Orice informație e binevenită oricând. Exact. Exact. Altcineva? Animeuri. Da, sunt destul de exotice. Ce ar trebui, cum aș vedea eu să faci, este să... Na, bun, ok, să ajungi și până în Japonia să vezi la mama lor ce se întâmplă, dar la fel de bine poți să mergi mult mai aproape în Germania, în Finlanda, în Olanda, să cauți astfel de zone, cum se desfășoară acolo. Întreabă, caută, pune întrebări, nu costă și testează. Ia că vine de Union, să din Burundi, dar mai las un pic să aștepte. Pentru că breakout rumurile se vor închide în 40 de secunde. A fost un breakout scurt, dar iată, a dat posibilitatea unei întrebări despre anime. Voi alce restul? Doriți să întrebați ceva? Nu. Este bine și la vară cald.
Ok. Rick este, Rick is with us from Netherlands. But a bit more, Rick, 7 seconds. All the breakout rooms will be closed. Și acum s-a închis breakout room-ul, să vedem dacă... Da, prea puțin, 5 minute. Ok, prelungim. Dăm de posibilitatea celor invitați să... La noi discuțiile... Nu, nu cred. Am înțeles, Hai să dăm posibilitatea invitaților să... să... Sigur că da, ne așteaptă un breakout room. Dar nu știu ce se întâmplă. Nu știu, suntem toți? Da, a revenit toată lumea. Perfect. Bun. So, we have here with us Rick van der Mast. Sper că toată lumea înțelege engleză. Dacă nu înțelege, folosește Google Translate sau se face că înțelege dând aprobator din cap pe principiu cățelușului de la Dacia din spate. Now, switch to English. Rick van der Mast is with us from Netherlands. And also will join us Deo Niongeso from Burundi. Rick? Hello? Hello, Rick? Hello. 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 Can you hear me? Yes. Okay, now I can hear you too. I had some problem, sorry. Okay. So, few words, Rick, if you can say. Okay, yeah. What do you want me? What do you want to know from me? To say to the people, where are you from? Where is Deventer? In the middle of nowhere in Netherlands, but it's not in the middle of nowhere. I visited Rick several times already. I don't know, you know about Amsterdam, that is the city of all possibility, of all possibilities. Well, it's not all Netherlands like Amsterdam. In Deventer is a peaceful and quiet community, very nice. People use a lot bicycle. They even have highways for bicycles. They do almost everything on bicycles. I met Rick via post-crossing system and I found her just great. She have a lot of other collection, including teddy bears and toy buses and miniatures of guitars and also those items for fingers, how you call them? The fingers. Fingerutjes. Fingerutjes. Degetare în românește. Degetare personalizate de diferite locuri. So, Rick, you have the mic. Yeah. Okay. Hi, everybody. I'm Rick from the Netherlands. I live in Renen. That is in the middle of the Netherlands. A beautiful little city. Beautiful church with a great history. And the 1st of May, the 2nd of May, we have a little panda, Fang Xing, and he is out for the first time a week ago, and it's so cuddly to see him. And we have lots of nature. It's really a beautiful place to live in. And then we have our magical city, Deventer. Deventer is a place in the middle of nowhere, indeed. But there is a Valhalla for post-crossers. There is a store with cards, 80,000 different cards and more. And it's just heaven on earth there. And like Michna say, Amsterdam is the capital city of the Netherlands, but it's not the Netherlands. The Netherlands has so much more. And I showed it Michna and his family last year when they were here at the holidays. We had a beautiful time last year on his birthday
in Amsterdam with the lights on in the boat tour with 50 other postcrossers. I know Michna now almost five. And yeah, it was a click from the start. And he's one of the first I know. And I make photos, that is my big hobby. And from the photos we make cards, and there are cards in the shop with Michna too. So I'm a happy person. And I hope everybody is joining the club of postcrossers, because it's really, really addictive. I have only 4.5 years postcrossing now, and I have around 6,000 different cards collected. So, there you are. If you have questions for Rick, please do. You have this opportunity. Hello. One small question. When did this start? The postcrossing, you mean? For you, Rick, for you. How you start? When? For me? Yeah. In January 2016, I was sick in the hospital and my friends came. The man was my friend for photography and his wife I didn't know. And I asked her for, so what is your hobby? And she said to me, postcrossing. And I did a dirty face for what is that there? And she showed it to me and I said, oh no, that's nothing for me. But the same night I had an account and I was already addicted and waiting, when is my first card arriving? When is it arriving? And I didn't even send one yet at that moment. So it started 4.5 years ago on a nice way. And now I'm telling everybody how nice it is. And the meetings and the online meetings now with the terrible pandemic year. I so hope it will be over soon. Last year I was in Romania with Michna and we went to the Delta, the Danube Delta. And it's so wonderful to be there too. So yes, postcrossing is beautiful on many, many, many things. Thank you for the answer. You're welcome. As you can see, maybe the internet connection is not so stable, but fortunately we can communicate one with the others. Yes, last year was during summer, in May, in fact, we had this big meeting with 50 persons from entire, 50 people from entire Europe coming in Romania, and I've go with them with a rented bus from Bucharest in Tulcea and from there via boat in Sulina. And there was 3 days, amazing days. Absolutely. We have a good weather with a bit of rain too, and we have the opportunity to make a lot of great photos. A lot of. Yeah. Somebody else wants to address a question to Rick? Funny thing was when I met Rick first time, because here in Romania we are used to read the name with all the letters, I call her Riek. And she was always make fun of me. It's not Riek, it's Rick in a Dutch language. Yeah. Also, my name is very hard for people from outside. They call me Minea, Mich. It's always a big fight for saying my name, but Minea is the most usual that they call me. So, anybody? I have a question. I want to know what are you thinking about teenagers nowadays? Do you think that their passions are very creative or hobbies? Well, what kind of teenagers are you speaking for about? The Dutch teenagers are totally different than the Romanian teenagers. You know that? Okay, teenagers between 10 and 28 years. Yeah. Old. Well, it's totally different everywhere.
I noticed that the last year, especially this year, a lot of young people have only interest in their mobile phones. And when you're telling about the cards and what a nice hobby it is, they say, too much, and I don't want to do that, and it costs money, and I want to be with my friends, and I it's totally different. But I think when we still give them the opportunity and keep telling them how nice it is and how much you can learn from cards. You can learn so much when you see a card. It's not only the card you see, but it is on the back what is written to you. That is the most important thing of postcrossing. What does a person read to you? Write to you, sorry. I have some cards, 4, 5, 6 the same, but they are written all different, and that is for me the most important thing. So I hope I hope the teenagers and the elders too, coming back to that point and leave their phone a little bit more on the side and come more in communication with each other. This mobile and screen captivity is all over the world. So let's see if we can connect with Burundi. Hello, Deo. Are you with us? Unmute yourself. Yes, I see. Yes, I hear you. The sound is so good for now. Okay. So, Deo, for everybody, Deo, we are now in the front of many students from Romania. And Deo is in Bujumbura, Burundi. And Deo, say a few words for the people, please. This is... Hello from Burundi. Hi. Hi, how are you? Hello. Hello. Hello, nice to meet you. Hello from Burundi. Thank you for joining us. Thank you. As you can see, Deo is holding some postcards that I made. So those postcards are traveling from Colentina, Cartier in Bucharest, to Bujumbura in Burundi, and now she is showing us in... Deo, can you show us around from your village? That lady is the wife of Deo. Perus is the name. Hello, Perus. Hello, Perus. Do you see my grandsons and daughters? Yes, see yes. You, see yes. My Hi. Grandson. Okay. Look. Do you see? Yes, yes, this is Africa. This is amazing. Oh my God. Okay, for the rest of the people in Romania, please mute yourself because you interrupt him. Okay, so Deo, show us around a bit in your village. Go outside a bit, Deo. Yeah. Do you want to run in my village? Yes, yes, please. Wait. V-am spus că zâmbește cu tot Burundi. Wait. Deci, suntem direct, da, în Africa, în Burundi, în Bujumbura. Imagini istorice. And say something, Deo. Say something to us. Explain what you see. The sound. Are microfonul închis. Da. The sound. Ia uite. Sound, no sound. Deo, hello. Hello. Okay, perfect. Do you see anyone here? Yes, yes. Here there is where they draw water. Do you see? Water, yes.
and kids are in drawing Gotha. Do you see them? Yes, yes. Hello, kids. Hello, hello. I forgot to mute. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Do you hear them? Yes, yes. Yes, yes. Let us run a little again. Super. I feel like in National Geographic documentary. I think you see all the kids here in front of me. Do you see? Yes, yes. It's good. Yeah. I am in running again. Do you see where there is some where they planted maize? Mm-hmm. And some animal do you have there? No, not yet. There is not yet to be well. Okay. They are still in pilot. Okay. Do you see? Yes, yes. And house? Any house? Yes. Windy. Ca să vorbesc un pic peste film, iată cum noi așa călătorim, într-o dată de 8 decembrie vedem un soare arzător de Burundi și copii din Burundi. Mi se pare fantastic. What do you see? What do you see now? It's a man. And the goat? Yes, 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 yes. The goat, yes, drinking water. Yes, yes, you see. The specific goat from Africa with big horns. Okay, we continue. I continue. Okay. I continue in my village. În Burundi se vorbește limba franceză, pentru că e Republica Burundi. Deo vorbește limba franceză, mult mai bine decât engleza, dar iată, ne înțelegem și în engleză cu el, câtuși de cât, cât să ne arate... Do you see here? Yes. Do you see us? Yes, I can see you. This is a church. Hello? Da, yeah, yeah. Hello. The church, but very, very bad, very bad. Very bad. Ce-o fi aia, Dumnezeu știe, e ceva de acolo. Cred că e balegă. Yes. Do you see? Okay, well, show us some kids. Say hello, kids. Ah. Hello. Cred că a zis că e church. E biserica lor, probabil se construiește. Church. Da, s-ar putea. S-ar putea să fie. Acum când el iese cu telefonul pânsat, Gamuti, hello. Merge după el. Muti, hello. Hello. Îi punem în franceză. Da, în engleză. Yeah. Dacă fiecare vrea să vorbească în franceză, comunicați cu el. Ziceți că vă aude, adică. Vă și înțelege. Eu nu știu franceză. Înțeleg, dar nu știu să o vorbesc. Deo, c'est une église? Yeah, oui, yeah. oui, toujours. C'est une église. C'est une église, mais endommagée par la guerre passée. A fost dărâmată în războiul trecut. Tu vois que par de toi. Aha, iată.
Ați avut dreptate. Că e biserică. Dar nu toa. Ok. N-are acoperiș. N-are acoperiș. Super, Deo. Continuing. Yes, continue. Do you see this woman? Where? Aha. Do you see this woman? Okay. Do you see her? Yeah, what she's doing? There is in preparing something for stating where she wants to cook. Aha, okay. Food. Okay. Okay. Super, super. But wait again. Wait again. I think that you see a man who are in cultivate. Do you see him? Uh-huh. Do you see him? Yeah, yes, we can see. Here there is maize. Maize. Cultivă porumb. Secet, cam secet acolo, dar vegetație de palmieri. Și deci ce îmi Do you see any oil palm? Palm oil. palmieri. Bă, ce copii muncesc acolo. Ce atâta. Noi stăm pe Zoom-uri și stăm și facem I continue. Întâlniri online cu Burundi. Ok. Do you see here? Yeah, big delay. It's a big delay. Hello? Yes. Do you see? This is maize. Maize yes. In yes. Finland. Yes. We can see. Okay, Deo. Okay. Thank you so much for showing us a bit of Burundi. Deo, hello. Okay, thank you so much again for inviting me, please. Okay, thank you for showing us a bit of Burundi. Stay safe and take care with coronavirus in Burundi, yes? Well, so, you know that coronavirus is very dangerous in all of the world. So, here too in Burundi, we are fearing about it. Yes. Okay, bye-bye now, Deo. Thank you for the... Yes. Bye-bye. Yes. Yes, thank you so much for being with me. Okay, super. Au revoir, Deo. Et bonne chance. Oui, au revoir. Et merci de m'inviter dans cette room, Zoom. Okay, thank you. Bye. Yes. Goodbye for now. Another time. Okay. Trebuie să-l opresc, altfel nu se oprește niciodată, deci el merge până diseară. Doamne, fantastic! Deci eu nu mi-am putut imagina. Deci e ceva, ăsta a fost cireașa de pe tort, ca să spun așa. Ați văzut, și da? Și cum e râd într-una. Deci cum râd și cum se bucură și în ce case trăiesc și cum, Doamne, deci nu mi-am putut imagina așa. El ia 5 euro pe o carte poștală sau pe o scrisoare trimisă din țările alea la oameni cu bani de până Germania, de până Olanda, de unde au ei, și el strânge, nu știu, 30-40 de solicitări și ori 5 euro înseamnă 100-200 de euro. Plătește timbrele pe care le trimite, merge 4 zile cu autobuzul până în Rwanda sau până în Congo, traversează graniță, plătește granița, și la sfârșit, el rămâne cu 20-30 de euro să-și întrețină familia. Are băiatul în școala militară, mi-a trimis poze cu el, nevastă sa, bine, casnică, ca toată lumea de pe acolo, și mai are o fată care e plecată de acasă, nu, n-am prea înțeles unde e plecată, asta știu. Dar e tot satul e cu el acolo, ați văzut, sunt toți la grămadă, toți muncesc, toți...
și el când primește bani de la colecționari, aduce apă. Deci asta mi s-a părut fantastică. Îi cumpără cât o cisternă de apă. El, banii din cărți poștale. Și e, pe lângă faptul, și el e antreprenor în felul lui, că și-a găsit în lumea asta a colecționarilor să ia, că unii dintre colecționari plătesc banii ăștia fără probleme. Aș vrea să-l aduc cândva în România. Ziceam că-l aduc anul ăsta, poate la anul, să-l invităm la o tăiere de porc autentică, în zăpadă. N-au văzut zăpadă în viața lor. Deja am vorbit cu cineva din Curtea de Argeș, eu de fel sunt în Curtea de Argeș. La un moment dat, probabil că o să discutăm cu conducerea, poate reușim să facem o emisiune, un astfel de workshop digital cu un proprietar de radio, dacă prezinte interes, și probabil un alt workshop cu colegul meu despre natură și despre, el e și fotograf și naturalist, să zic așa. Discutăm, vedem, nu e asta problemă. Discuții se pot face multe. Întrebări dacă mai aveți, ne apropiem de închiderea emisiunii. Cred că v-a plăcut tuturor scurta noastră incursiune în Africa, în Burundi. M-am simțit ca în National Geographic, numai că în direct, adică să vezi pe viu atunci. Hello, hello, Burundi! Este altă lume acolo, este absolut altă lume. Nici măcar nu știu ce aș putea să-l întreb pe omul acela, când mie mi se pare atât de, nu știu, e total diferit de ceea ce avem noi. Și cum a spus și doamna profesoară, oamenii aceia se bucură din absolut orice, din orice se bucură. Cred că dacă văd un copil pe stradă și e oferit, sunt atât de inocenți oamenii de acolo, mi se par atât de inocenți și fericirea lor este atât de naturală, nu e nimic, nu se bazează pe nimic material. Oamenii aceia cred că se bucură că deschid ochii dimineața sau că pot bea apă. Mi se pare... Da, într-adevăr, așa este. Din categoria de surpriză a emisiunii, dintre cei care ați participat, o să fac o tragere la sorți a numelor și o să vă trimit un mail în care 5 dintre voi o să-i anunț, nu știu, cred că prin doamnele profesoare o să-i anunțăm câștigătorii. Am nevoie de adresele fizice pentru a vă trimite niște cărți poștale. La fel de bine, dacă ați primit mail de dimineață pentru joining, da. Dacă vreți să primiți o carte poștală scrisă prin poștă, scrieți-mi un mail cu adresa voastră și vă voi trimite o carte poștală cu Moș Crăciun, ca să fie bine, acum de sărbători. Vă voi trimite această carte poștală prin poștă. Cine vrea? Nu e obligatoriu, dar promit să răspund tuturor mail-urilor respective. Voi, dacă mai aveți întrebări? Nu am o întrebare, aș avea o constatare, să spun așa. Cer scuze, am uitat să pornesc camera. Nu știu, am rămas profund, nu știu dacă să zic emoționată, impresionată, nici nu știu cum să spun. Adică pot să spun doar că m-au afectat un pic imaginile alea, pentru că am constatat cu stupoare că mă plâng de orice lucru minor și minor, n-are nici cea mai mică importanță oarecum, iar oamenii ăștia sunt, nu știu, se bucură de absolut orice, din absolut orice motiv, erau atât de fericiți că ne pot spune nouă hai și orice alt lucru. Am rămas, nu știu, nu mă așteptam să am o experiență de genul azi, dar chiar a fost, nu știu, e peste cuvintele mele în acest moment. Când eram noi mici și ni se spunea, sau cred că fiecăruia de noi s-a spus, nu te mai plânge atâta, că sunt copii care mor de foame în Africa. Africa. Dar până nu îi vezi pe viu, până nu crezi că există, nu crezi că nu conștientizezi că există, da. Însă trebuie să te gândești așa, la ei este un mod de viață. Pentru ei să ai un acoperiș solid deasupra capului și să ai... el are mobil și mai sunt vreo 2-3 persoane care au mobil în satul ăla. Telefon. El plătește 5 euro pentru încărcare la postul de poliție a telefonului. N-au curent electric. Sau dacă au curent electric, au pe din ăsta, eolian. Dar plătește pentru încărcarea telefonului, plătește bani. Ăla e modul lor de viață. La ei nu... Cum să zic? Eu unul mă gândesc cu groază că s-ar putea, că dacă l-aduc pe Deo în România, să fie un șoc pentru el. Adică
lumea civilizată, metrouri, tramvaie, mașini, haos, trafic, claxoane, toate cele. Deci pentru ei, n-am văzut o mașină. De fiecare dată când am văzut, el se duce la, e un sat lângă Bujumbur, la 10-12 km, duce pe jos până acolo, n-am văzut niciodată nicio mașină trecând, să claxoneze, să trafic, să nu. Noi avem cu totul alte probleme. Ăsta e adevărul. Dar la ei este un mod de viață. Ăla e, la fel de bine am mai pățit cu astfel de întâlniri din Moscova. Am vorbit cu cineva. Din Finlanda. În Oulu e un sat undeva, un oraș undeva în nordul Finlandei, unde sunt altele problemele. Acolo nu e problemă că sunt 40 de grade cu minus afară. Acolo e problemă că nu mai poate să deschide ușa de zăpadă. Deci asta este, sunt fel de fel de oameni, fel de fel de locuri diferite. Și da, există... Scuze că vă deranjez, aș putea prin ocazia asta să vă spun că există aplicația ShareMeal, în care puteți dona bani persoanelor, copiilor din Africa, sau care se luptă cu foame și așa mai departe, sau oamenilor refugiați, sau bătrânilor, sau așa mai departe, cu o donare foarte simplă cu cardul bancar, cea mai mică fiind de 3,50 lei, și acei 3,50 lei pot asigura masa unui copil la un prânz. Și, foarte mică. Îți dai seama, există multe astfel de aplicații, multe astfel de organizații, da. Uite, am în România un membru post-crossing din România, o cheamă Veronica Angelescu, în momentul de față este COVID pozitivă, am vorbit cu ea mai acum câteva zile, și ea are un proiect prin care vrea să adopte virtual copii din Africa. Și acum face un spital în Africa. S-a apucat, nu știu ce țară, în Ciad, într-o zonă ciudată din asta, și face un spital. Veronica Angelescu o cheamă. Și s-a apucat să caute, are o fundație și face, caută sponsor. Sunt foarte multe astfel de fundații. E o altă fundație care salvează elefanții din Africa. Alena Mahalkova e de origine rusească, trăiește în Cehia, și cumpără de la mine cărți poștale din Africa, cu steaguri și cu hărți. Și acum, pe 10 decembrie, deci peste două zile, pleacă din Praga în Lesotho. Cu cărți poștale să le vândă. Bine, Deo vinde cu 6 euro, dar sunt, așa zise, țări și mai rare, care se vând și cu 50 de euro, cu 100 de euro. Somalia, de exemplu, nu are poștă operațională. Ca să trimiți o carte poștală din Somalia, trebuie să folosești DHL-ul. Doar transportul la DHL este 50 de euro pentru o carte poștală din Somalia. Și sunt foarte multe în toată lumea, așa cum ai zis tu, de ShareMeal, dar cu siguranță sunt, doar trebuie să cauți pe Google. Crucea Roșie. Crucea Roșie, eu unul sunt donator frecvent la Crucea Roșie și la fel de bine sunt donator de sânge frecvent. Adică odată la 3 luni de zile, atunci când este permis, eu donez sânge, vă încurajez și pe voi dacă puteți să o faceți, dacă nu aveți restricții. E foarte fain. Eu până acum mi-a schimbat deja sângele. Apropo de donarea de sânge, donez de 3 ani de zile, odată la 3 luni, câte 500 de mililitri. Un organism uman are 5 litri de sânge, deja am un alt sânge. Se reface sângele. Da, și eu donez. Nu am donat atât de des ca și dumneavoastră, însă oricum am încercat. Mi-a fost teamă, sincer, puțin la început. Prima însă dată. Nu e nimic de temut în chestia asta. Chiar nu e. Iată. Ok. Acestea fiind spuse, vă dorim tuturor tradiționalul la mulți ani, sărbători fericite și un an nou cu bucurii. Un 2021 care să vă ajute să vedeți o mică parte din lume, să faceți ce vă doriți voi. Sper că v-a plăcut emisiunea noastră. Orice fel de feedback este binevenit atât pe pagina de Facebook a Universității Petrol și Gaze din Ploiești. Mulțumim organizatoarelor, doamnelor Boni Străoanu și doamna decan Irina și mai cum, Rădulescu? Rădulescu, da. Mulțumim și noi foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și mulțumesc și colegii mele pentru că prin intermediul ei v-am cunoscut. Mulțumim și studenților pentru că astăzi și-au luat din timpul lor și au fost alături de noi. Vreau să vă spun că
intenționăm să facem o serie de astfel de workshop-uri, le-am numit noi workshop-uri sau ateliere de descoperire antreprenoriană, în care să venim cu antreprenori de succes, să vă povestească din experiența lor. Sper că v-a plăcut. Vă invit, dacă aveți cunoștințe care au reușit să-și ducă pasiunea către afacere, da? Să invitați, nu e nicio problemă. Oamenii de succes trebuie să vină și de la voi, nu numai de la noi. Deci, cu mare plăcere, dacă cunoașteți oamenii de afaceri care au reușit să-și transpună pasiunea în afacere și nu numai, puteți să ne contactați și vom organiza mai departe astfel de workshop-uri. Intenționăm să facem astfel de întâlniri o dată pe lună, da? Deci ne vom revedea undeva în luna ianuarie. Mulțumesc foarte mult și vă doresc să aveți un an mai bun, mai calm și cu multe călătorii, chiar și virtuale, da. Da, foarte frumos. Mulțumim, da, un mesaj, frumos. Da. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, Mihnea. Mulțumim și studenților care au participat, da. Și pentru mine a fost extrem de interesant, deși ne cunoaștem de mult, dar nu mi-ai împărtășit atâtea. Așa. Ce să vă zic? Ne vedem la cursuri și la seminarii, da? Când avem. Și să stați permanent conectați. Larisa poate deja, uite, transpui niște poezii de ale tale pe niște cărți poștale, da? Ar fi o idee. Da. Așa, la fel, ideea cu cafeneaua literară mi se pare chiar super, da? Și așa cum a spus și colega mea, e bine să mai participați și vedeți că e destul de interesant și de frumos și la astfel de activități extracurriculare, da? Bine, și didacticul e adevărat că primează, dar Larisa, tu ești... Mi se pare că te-ai adaptat foarte bine, deși spuneai că a fost așa o perioadă pentru tine. Da, eu pe moment, sincer, la domnul din Africa, mi-a fost puțin teamă să pun întrebări pentru că nu știam ce fel de întrebări să pun. Mi-a fost puțin teamă pentru că omul acela era cumva deconectat de tot ceea ce se întâmplă între noi, în lumea noastră, și nu doream să par egoistă, doream să întreb cum poate să fie atât de fericit, dar zic eu, doamne, întreb chestia asta, îl fac pe om să se simtă prost, să mă întrebe la ce am eu de nu pot fi fericită. Doar că am ajuns la concluzia și o să închei, că trebuie să intru și eu la contabilitate. Așa. Am ajuns la concluzia că oamenii aceia, dacă știu că nu există anumite lucruri, nu le doresc. Dar noi, dacă știm că există o groază de lucruri, ne le dorim pe toate. Și nu putem să ne bucurăm de faptul că doar respirăm sau că ne bucurăm că e soare afară. Oamenii aceia sunt fericiți că le crește porumbul. Un porumb. Deci mi se pare... Da. Și mai ales în încheiere, fiți curioși. Întrebați și fiți curioși. Este, curiozitatea este principala posibilitate de dezvoltare. Indiferent despre ce ar fi, fiți curioși. Ok. Da, nu am așteptat astăzi ca să ajungem, să ajung în Burundi, dacă nu fizic, măcar virtual. Da, da. În Burundi se știe că e foarte greu de ajuns pentru că este război civil acolo și orice fel de piele de la fața locului e privită ciudat, s-ar putea să fie împușcată. A fost un prieten, în ianuarie, a prins anul ăsta, a fost până în Tanzania. S-a întâlnit cu Deo Niongesu, a mers din Burundi în Tanzania să se întâlnească cu Holger din Berlin. Holger i-a plătit drumul și tot. Dar el din Germania nu putea să intre în Burundi pentru că e război civil și nu, e foarte periculos acolo. Adică chiar este. Este periculos. Pleci mort. Da, pleci și nu mai pleci. Nu mai pleci. Da. Ajungi, dar nu vii înapoi. Da, exact. Dar uite, noi călătorim virtual, nu-i așa, prin intermediul internetului. Ok. Tuturor o zi minunată să aveți și tot ce vă doriți pentru anul care vine. Ok? Toate bune. Mulțumim frumos. La revedere. La revedere. La revedere. Pa, pa. Doamna Voni și doamna Irina, dacă mai puteți rămâne? Da, da, da. Hai. Chiar vreau să mai rămân. Perfect. Da.
să oprim și înregistrarea. Auzi?